Astăzi vremea a fost mai caldă decât ieri, vântul nu a mai bătut cu aceeași intensitate, iar soarele și-a făcut simțită prezența încă de dimineață. Putem spune că a fost o veritabilă zi de primăvară. Pentru miercuri, meteorologii anunță o încălzire a vremii, norii se vor risipi, nu vor mai fi precipitații, iar vremea va intra într-un proces de încălzire. Temperaturile maxime vor fi ușor mai ridicate decât în zilele anterioare, cu medii de 13 grade Celsius. Începând cu 15 martie, mercurul din termometre va urca chiar până la 17 grade de Celsius. Astfel, miercuri în Bolintin, Hotarele, Comana și Giurgiu se vor înregistra 13 grade, în timp ce la Mihăilești, Ghimpaț și Izvoarele 12 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 12 km pe oră din direcția nord. Presiunea atmosferică va fi de 752 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 25-35 de centimetri, iar cota probabilă este de 290 centimetri. Umiditatea aerului va fi de 51%.